Lipsa personalului în sectorul minier din Valea Jiului este una din cauzele care determină o producție foarte mică de huilă. Sindicaliștii din minerit spun că e nevoie de angajări masive. Aceștia sunt nemulțumiți de faptul că administrația Complexului Energetic Hunedoara nu a ridicat această problemă în cadrul discuțiilor purtate la Ministerul Energiei. Zilnic, cele patru mine din Valea Jiului dau undeva între 800 și 900 de tone de huilă, o cantitate insuficientă pentru funcționarea continuă a grupului energetic de la termocentrala Paroșeni. Conform sindicaliștilor, în front, locul de unde se extrage cărbunele, lucrează undeva la 350 de oameni. Restul, până la aproximativ 3500 de angajați, cât mai are CEH, sunt electricieni, electromecanici sau alte calificări necesare în minerit, personal TESA și directori. Mai mult, minele Lonea și Lupeni funcționează doar pe 3 schimburi, nu pe 4. Suplimentarea cu un anumit număr de personal ar putea duce la funcționarea normală a celor mine, adică pe 4 schimburi. De asemenea, la mina Vulcan se mai poate redeschide destul de rapid un abataj, care din nou ar implica angajarea unui anumit număr de personal. Iată, vorbim de două elemente care rapid ar putea să aducă o cantitate suplimentară de cărbune. Liderul de sindicat spune că la discuțiile de la minister, administrația CEH nu a cerut angajări. Sunt puțin dezamăgit de modul în care au abordat problema cei conducerea Complexului Energetic Hunedoara. Deci eu mă așteptam, acolo am înțeles că una dintre întrebări se referea la modul rapid de a produce energie. Eu v-am spus, angajările cu maxim 50 de oameni la cele două exploatări miniere am fi putut porni al patrulea schimb. Angajările la front, locul de unde se extrage cărbunele, ar duce la o creștere a cantității de huilă extrasă zilnic. Însă minele au nevoie și de investiții tehnice, în echipamente și utilaje.